Bucureștiul a lovit două persoane pe o trecere de pietoni și din nefericire una dintre victime a decedat. Amănunte despre acest accident avem chiar acum de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Ana Petric. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Cum s-a întâmplat? Era în timpul serviciului, doamna polițist? Da. Este vorba despre o tânără de 25 de ani care este agent de poliție în cadrul secției 5 de poliție rurală Petrești și se afla în exercitarea serviciului de patrulare. Conducea o autospecială proprietatea inspectoratului în condiții de carosabil umed și ploaie ușoară. Mergea spre un incident, avea semnale luminoase? Nu, era în serviciu de patrulare. Pur și simplu patrula. Păi patrularea nu se face cu o viteză redusă, iertați-mă. Da, nu cunoaștem încă viteza cu care rula. Aceasta o să putem ști ce viteză a avut după ce va avea loc expertiza. Înțeleg că una dintre victime a decedat. Ce s-a întâmplat cu cealaltă? Da, așa este. Cealaltă persoană a fost și ea transportată la Spitalul Județean din Satu Mare aseară, însă nu a fost nevoie de internare acesteia, deoarece prezenta doar o fractură la degetul mâinii drepte. Ancheta în acest moment de cine este condusă? Este condusă de adjunctul șefului inspectoratului pe linie de ordine publică și poliție rutieră. Vreau să vă spun că a fost testată cu aparatul etilotest, conducătoare auto, rezultatul a fost negativ. Pe de altă parte, ce sancțiuni riscă tânăra aceasta agent de poliție? Până la finalizarea cercetărilor, ea va fi suspendată din funcție. În funcție de rezultatul cercetărilor, uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește conform codului penal cu închisoare de la 1 la 5 ani. Ana Petric, purtător de cuvânt al IPJ Satu Mare, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru precizare. Așadar, un accident provocat de o tânără agent de poliție aflată în misiune de patrulare, ne-a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Satu Mare. O persoană a fost omorâtă pe trecere de pietoni, o altă persoană a fost rănită ușor, are un deget fracturat, se fac cercetări pentru a se afla exact ce s-a întâmplat acolo. Urmărim, revenim cu detalii și pe acest subiect, deocamdată continuăm și cu alte subiecte.